Un jucător de la FC Botoșani se află în top 3 cei mai buni marcatori din Superliga, cu 16 goluri marcate în sezonul 2022-2023. Sebastian Mailat a reușit să-și asigure locul 3 în topul golgheterilor din campionat, fiind totodată cel mai bun marcator român din Superliga României. De asemenea, în acest sezon au existat oferte pentru Mailat. Valeriu Timea a recunoscut că a primit o ofertă interesantă din străinătate pentru Mailat, însă nu l-a convins să-și cedeze cel mai bun om din acest sezon. Omul de afacere a transmis că dorește o ofertă care să se apropie de 1,5 milioane de euro pentru a-și da acordul de transfer. Sebastian Mailat mai are contract cu FC Botoșani până în vara lui 2024.